747. O, ce dulce bucurie, scump Mântuitor, să slujesc de plin doar ție, tu să-mi fii păstor. 747. Dacă vreți să spuneți fericire, o, ce dulce fericire, merge. Ce dulce bucurie, scump Mântuitor, să slujesc de plin doar ție, tu să-mi fii păstor. Să-ți închin întreaga-n viață, pentru veci aș vrea. Și să am dorita față înaintea mea. Doamne, întreaga mea dorință e să fiu mai sfânt. Tu, în dreapta mea voință, către al tău cuvânt. Să-ți închin întreaga-n viață, pentru veci aș vrea. Și să am dorita-ți față înaintea mea. Ca și îngerii stăpâne, vreau să te slujesc. Tot ce-n lume îmi rămâne, vreau să-ți dăruiesc. Să-ți închin întreaga-n viață, pentru veci aș vrea. Și să am dorita-ți față înaintea mea. Tu-mi dai, Doamne, biruință, când smeriți o cer. Ia-i comoară prin credință, adunată-n cer. Să-ți închin întreaga-n viață, pentru veci aș vrea. Și să am dorita-ți față înaintea mea. Vă spunem tuturor la bun venit în casa Domnului, vă salutăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți în mod minunat și îmbelșugat în ziua de astăzi în casa Domnului. Amin. Salutăm pe frații noștri care au venit mai de departe din Canada să petreacă cu noi, să încheie anul cu noi. Începem cu cei mai tineri. Aici în față, lângă sora Mariana, sora Aneta. Domnul să te binecuvinteze. Apoi Sara și Rebecca și noi uităm sigur și pe părinți, Rodica și Adrian deja a fost introdus, el a vrut parte la școala biblică. Fiți bineveniți în mijlocul nostru, în adunare, la New York. Era să zic să vă simțiți ca și acasă. Poate că e mai frig la voi, simțiți-vă mai cald, nu trebuie să vă simțiți exact ca și acasă. E minunat să fim în casa Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Când o să vă întoarceți acasă, până multă stați aici în The New York Spirit, să duceți și salutul bisericii, Filipeni 4, capitolul, versetele de la 4 până la 8 inclusiv, ca urare de a nou bun și fericit pentru frații noștri de la Kitchener. Frate Daniel, corul poate să slujească dimineața asta? Nu poate să slujească, asta nu e chiar o fericire,
dar să sperăm că după, să sperăm că după amiază. Scriptura ne învață să nu dăm uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu îi plac jertfe ca acestea. În timp ce vom cânta încă o cântare pentru slava Domnului, ne vom închina cu darurile de bunăvoie. Fratele Vlad și fratele Emanuel vor purta colecta în timpul cântării. Cântarea de la numărul 611, cântările Evangheliei 611. Vestiți toți cu bucurie, Dumnezeu e iubirea, cerul, pământul grăiește, vestește și natura. Vestiți toți cu bucurie, Dumnezeu e iubirea, cerul, pământul grăiește, vestește și natura. Să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 4. Vom citi câteva versete din capitolul 4 și apoi câteva versete din capitolul 5. Primul verset, suntem la pagina 926 în Scriptură, Evanghelia după Matei, capitolul 4, deci versetul 17. De atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Amin. Tot în capitolul 4, de la versetul 23, 24, 25. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod.
I s-a dus vestea în toată Siria și aducea la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Capitolul al 5-lea. Versetul 1 și 2. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Amin. Ne închinăm, Domnul. Amin, ocupăm locurile. Aș vrea în această dimineață să rămânem pe ogorul binecuvântat, pe pășunea binecuvântată a Evangheliei după Matei. În această Evanghelie avem pășuni verzi și ape de odihnă pentru sufletele noastre. Este ultima lecție la școala duminicală, a fost ultima lecție din anul 2018. Dar aceste două lecții care le-am avut și de fapt și lecțiile introductive reprezintă o temelie absolut esențială pentru toate lecțiile care le avem în anul următor, atât din predica de pe munte, cât și din pildele Domnului nostru Iisus Hristos. Mă gândesc că poate mai există loc în inimile noastre pentru ceva fericire, pentru încă ceva fericire. Nu fiți îngrijorați, fericirea e ceva care poate că niciodată nu poate fi în exces. Am avut o lecție nu de mult care a avut ca și titlu începutul propovăduirii Domnului Iisus Hristos. Lecția aceea a fost formulată de fratele Filip Dincă. Și acolo accentul a căzut pe două aspecte majore. Au fost mai multe lucruri care s-au subliniat. Unul a fost mesajul. Ce anume a propovăduit Domnul Iisus? Și apoi s-a insistat cu privire la locul și la oamenii cărora le-a slujit cu mesajul. Unde și-a început vorbirea? Pe cine a avut în focus, în vizor? Și am văzut că Domnul Iisus Hristos și-a început propovăduirea, așa cum ne spune Evanghelistul Matei, cu acest mesaj clar, răspicat, direct, concret. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. De fapt, asta e teologia Domnului Iisus Hristos, împărăția cerurilor. Ăsta e mesajul. Pocăința este calea. Este cum se ajunge, cum se intră în această împărăție. Așa cum sublineam că spune cântarea aceea frumoasă, pocăință, pocăință, tu ne apropii către cer, unde dragostea e deplină și unde lacrimile pierd. Dacă vom ajunge în ceruri cu lacrimi în ochi, discuția nu-i dacă vom ajunge în ceruri. Vom ajunge în ceruri. Deși mergem pe o cale ce e grea, vom vedea pe Dumnezeu. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Ioan. Amintiți de la școala biblică din Epistola 1. Și ce vom fi? Nu că s-ar putea că vom fi. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este.
Problema nu este că o să ajungem, nu o să ajungem, o să ajungem. Pentru că nu ne-am mântuit noi pe noi, ne-am mântuit Domnul Iisus Hristos și ne-am mântuit odată pentru totdeauna și ne-a dat prin jertfa Lui, prin credință în jertfa Lui, o iertare de păcate definitivă și o mântuire veșnică. Nu ne-am mântuit până la o vreme, nu ne-am mântuit că dacă aia altă, dacă cineva s-a născut, din nou s-a născut. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dar pocăința este calea pe care merg cei care sunt născuți în împărăția lui Dumnezeu, cetățenii împărăției. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Vom vedea în predica de pe munte că toate mesajele, tot ce Domnul discută, este sub această umbrelă, dacă vreți, a împărăției cerurilor. Totul are de-a face cu împăratul, cu împărăția, cu cetățenii împărăției, cu caracterul cetățenilor împărăției. Ce fel de oameni sunt ăștia, cum trăiesc, cum vorbesc, cum se mișcă, cum iubesc. Împărăția și cetățenii împărăției. Fericirile, vom vedea în lecția care urmează, lecția 7, da? Care este intitulată Rolul credincioșilor în păstrarea și promovarea valorilor biblice în societate, care e făcută de fratele Ionel Țăudan. Dânsul, ca mine și ca fiecare, cred că și voi vă mai uitați, va merge gândul în urmă la lecțiile școlii și dânsul face o retrospectivă foarte concentrată și zice: lecția de astăzi ne vorbește de conduita creștinului, adică aia de duminica viitoare, 7. Iar celelalte două lecții, din fericire, ne vorbesc despre caracterul creștinului. Și sublinierea, o să vedeți că e în bold, în tipăritură, dar nu s-a făcut-o. Caracterul determină conduita. Cine ești tu? Cum te porți? Cum vorbești? Cum umbli? Unde te duci? Ce faci? Toate astea sunt determinate de caracterul tău. Și toate astea sunt motivate și pornite din inima ta. De acolo poți să ia, de acolo ies izvoarele vieții. Dar de acolo ies și pismele, invidiile, uciderile și așa mai departe. Domnul Iisus propovedește deci împărăția și pocăința prin care, sau calea pocăinței pe care călătorim și mergem spre împărăție. Uitați-vă în versetul 23. Iisus trebătea toată Galileea și nu întâmplător, fratele Filip subliniază acolo că Domnul Iisus își începe în Galileea lucrarea, care mai era numită Galileea cui? Nu a evreilor, erau și evrei. Decapole sau Decapolis este numit ținutul celor 10 cetăți. Acolo trăiau neamuri de multe feluri. De aia când ne ducem în Evanghelie și găsim exemplu acela cu îndrăcitul din Gadara și cu legiunea aceea de demoni care îl stăpâneau. Și spun demonii zdraci, da? Demonii e un cuvânt mai elegant, dar astea-s dragi. Ce avem noi a face cu tine? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. Și îl rugau stăruitor să nu-i trimită unde? În adânc. Știți ce e adâncul? Sigur că știți. Eu mă întreb întrebările zretori. Iadul. Lasă-ne să intrăm într-o urmă asta de porci. Și aproape 2000 de porci au căpiat, au turbat când au intrat dracii în ei, că atunci când intră diavolul în orice ființă vie, ea strică rostul. Și s-au necat, a fost o mare pagubă. Și foarte mulți ziceau, păi cum acolo la evrei, că evreii nu cresc porci și nu mănâncă carne de porci. Dar e în Galileea, în Decapolis, în ținutul celor 10 cetăți. Acolo, Deca, în greacă, e 10, polis, cetate, oraș. Acolo erau greci, acolo erau sirieni, acolo erau aproape ca la New York.
o amestecătură de amestecături. Și aici începe Domnul mesajul și sublinierea care se face în lecția aceea este că nu îl începe la templul la Ierusalim, tocmai că nu vrea să-l mântuie numai pe marele preoți și pe leviți. Că eu n-am venit să caut pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși, pe cei care au trebuință de doctor. Și prin felul și prin locul unde își începe slujirea, mesajul este că Domnul Iisus îi are în vedere pe toți. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă în sufletele voastre. Evreii au crezut că ei au un monopol al lui Dumnezeu. Nu numai că ei sunt mai speciali înaintea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu e mai special pentru ei. E mai mult al lor decât al altora. Când eram la școala generală, prin clasa a doua, că am făcut și eu școala generală, era o lecție cu bunicul și nepoții. Bunicul ținea pe un picior, pe un nepot și pe celălalt pe o nepoțică. Și au început nepoții să îl mângâie pe bunicul și să-l alinte și să-l așa. Și copilul, băiatul spune, fața asta bunicului e a mea. Și fetița zice, și fața asta e a mea. Și partea asta e a mea și așa mai departe, dar natura umană, știți? Ori băiatul, ori fata, nu mi-am amintit exact din lecție, poate vă amintiți, dar unul zice, dar partea mea, obrazul meu, care e al meu, e mai frumos. Ba, al meu e mai frumos și până la urmă știți cum se încheie povestea, că nepoții încep să-i dea palme bunicului și bunicului îi curg ochii de lacrimi, nu de durerea pălmuților copiilor, ci de bucuria și de fericirea care o are din partea copiilor. Ei, oarecum evreii cam așa ziceau că Dumnezeu e mai mult al nostru decât al vostru. Poate că vă bagă și pe voi în seamă acolo, dar, come on, voi în curtea templului. Ea era curtea neamurilor și de acolo nu aveai voie să intre. Știți că pe Pavel au vrut să-l linșeze sub acuza că ar fi băgat un grec în templu sau pe Trofim efesian. Și prin mesajul și chiar prin felul și locul cum și-a început Domnul Iisus slujirea, se face clar că împăratul și împărăția a ajuns până la noi, că e în mijlocul nostru, că poate fi înăuntru nostru și că este pentru toți. Pentru toți. De fapt, chiar și Isaia a anticipat toate popoarele chemate. Acum, vedem în versetul 23 că străbătea Galileea și propovăduia Evanghelia împărăției. Vom vedea în lecțiile care urmează că Domnul Iisus a stat la temă. Pilda celor 10 fecioare, pilda nunții fiului de împărat, pilda celor poftiți la cină. Toate au de-a face cu împărăția. A avut așa o temă care a urmărit-o, ca profesorii la școală. Dacă tema e teorema lui Pitagora, nu poți să vorbești prea mult de știu eu ce. Trebuie să stai la temă. Vorbeam cu fratele Filip Dincă și zic, frate, am știut dintotdeauna, dar parcă de când ne-am focalizat pe lecțiile astea, așa mă miră și mă uimește și mă fascinează, îl invidiez pe Domnul Iisus, cum a putut să stea în toată propovăduirea la temă. Totul stă sub această umbrelă a împărăției lui Dumnezeu. Extraordinară pedagogie. Un învățător cu totul și cu totul extraordinar. I-au adus la el pe toți cei ce sufereau. Câți a vindecat? 90%? I-a vindecat pe toți. Domnul Iisus nu era specializat numai pe o anume boală sau pe câteva și la urmă să dea niște bilete de trimitere la alți doctori. Puterea lui de Dumnezeu s-a validat și Dumnezeu lui s-a confirmat prin aceste vindecări. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din cele 10 cetăți, orașe sau orășele, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Dar vedeți, se începe cu Galileea, cu Decapole și după aia e cu Ierusalimul și Iudeea. Se pare că aici iudeii aia ortodoxi, ultra-ortodoxi, sunt un pic mai la urmă, sunt mai slow, mai zăbafnici la urma. Iar cei din Galileea și neamurile sunt mai promți.
Acum versetul 5, care introduce fericirile sau binecuvântările, capitolul 5, pardon, versetul 1, începe așa. Când a văzut Iisus noroadele, capitolul 4 se încheie cu ce le-a spus și a făcut mulțimilor. Capitolul 5 începe astfel. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Și după ce a așezut jos cu ucenicii lui, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Vă spun sincer că și percepția mea de-a lungul anilor, nu știu cum vedeți voi imaginile de aici, dar ani de zile am văzut că de fapt predica asta de pe munte, începând de la fericire și până la ultimul paragraf, e predica publică care a avut-o Domnul pentru toată lumea, pentru mulțimi. Nu e așa. Nu numai că văd altfel acum, dar am văzut că mulți alți pastori, predicatori și oameni care sunt experți în textul ăsta, văd tot așa. Pentru că, de fapt, cum studiem noi cuvântul? Observații, observăm, interpretăm și aplicăm. Uitați ce se subliniază aici, ce se observă. Și după ce a așezut jos, a terminat cu mulțimile, a predicat, a așezut jos, cum o să stau și eu imediat să mai cânte fratele cu noi o cântare și apoi să continuu. A așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Și fericirile reprezintă o învățătură și reprezintă o lecție, dacă vreți, private, adresată ucenicilor. Și face sens că ăștia erau deja în împărăție. Ucenicii sunt deja în împărăție. Fericirile acestea sunt de aceea și pentru voi și pentru noi, care suntem ucenici. E o paralelă deosebită, sunt și deosebiri majore, dar sunt și similitudini esențiale între cele 10 porunci, the Ten Commandments, și fericiri. And by the way, câte fericiri sunt? Zi, frate Ionel. 10. Dar să nu fiți surprinși dacă vă duceți acasă și mergeți pe internet, la Wikipedia, la unde vreți voi, la catechismul catolic, cei mai mulți o să spună că sunt 8. 8 fericiri. Și eu cred că sunt 10. Și propovăduiesc că sunt 10. Tendința de a spune că sunt numai 8 are de a face cu felul în care Domnul le introduce. Ferice, ferice, ferice. Și ultimile, a 9, a 10, nu sunt introduse felul acesta. Și de asemenea, tendința de a zice că sunt numai 8 are de a face cu faptul că ultimile 2 și chiar ultimile 3 sunt oarecum asemănătoare și pare că se suprapun, că ar fi ca aceeași fericire repetată de mai multe ori sau reformulată, rephrase somehow. Dar vom vedea că și de-i și vorba de prigoană și persecuție, sunt nuanțe clare care fac ca ele să fie distincte și cred și eu ca dumneavoastră. Și cum zice Pavel, fraților, fiți și voi ca mine, că și eu sunt ca voi, și mă bucur că 10 le vedem. De altfel, și asta e o asemănare cu poruncile, cele 10. Porunci și fericiri. Și vom vedea că Domnul Iisus, în ceea ce urmează, în toată predica de pe munte, se va referi foarte mult la cele 10 porunci și la lege. N-am venit să strig legea și prorocii, ci am venit să o împlinesc, iar Domnul Iisus Hristos este împlinirea legii. O asemănare și o paralelă foarte interesantă este că pe Sinai, la cele 10 porunci, vorbește cine? Direct, în toată Scriptura, de la prima pagină până la ultima, vorbește Dumnezeu. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Nici o prorocie n-a fost adusă prin
prin voia oamenilor și oameni sfinți mânați de Duhul lui Dumnezeu au scris cum le-a dat Duhul. Dar cele 10 porunci, care reprezintă pilonii pe care stă toată Tora, Pentateuhul, sunt deosebite de orice altă parte din tot Vechiul Testament, în două feluri. A cui cuvinte le-a auzit Dumnezeu pe Sinai? Le-a auzit evreii pe Sinai? A lui Jehova. Până acolo încât i-au zis lui Moise să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim, vorbește-ne tu. Cele 10 porunci sunt numite, de fapt, înțelesul lor original, spun teologii, experții de ebraică, nu-i vorba de mine, că s-ar numi cele 10 rostiri, cuvinte divine. În original sunt mult mai scurte decât în limba română, sau în orice limbă în traducere, enorm de concentrate. Apoi, pe tablele acelea două, cine le-a scris? Moise le-a scris cu dalta, le-a săpat. Au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu. Da, restul tot Dumnezeu ne-a dat. Moise ne-a dus cuvântul, prorocii și așa mai departe. Dar e specific acolo, the Ten Commandments, cele 10 porunci, cele 10 rostiri, sunt pronunțate de Dumnezeu, scrise de Dumnezeu. Cele 10 fericiri, și în felul în care ni se dau e paralelă, sunt date de Dumnezeu Fiul, Tatăl. Tatăl și Fiul una sunt. Toate Evanghelia sunt cuvintele Domnului Iisus. Ați văzut că încă mai demult edițiile englezești aveau cuvintele Domnului Iisus cu roșu. Mai nou și Bibliile în românești au unele din ele, unele ediții, cuvintele Domnului Hristos cu roșu. Enciclopedia Britanică spune că ar fi 10.000 de cuvinte, ar fi numărat 10.000 de cuvinte, unii buni la numărat, care au fost pronunțate de Domnul Iisus, care sunt, ca să zic așa, în ghilimele sau ca citate. Că de altfel, și celelalte sunt cuvinte Domnului Iisus, dar acestea oarecum sunt, dacă vrei, quotes, sunt citate. Paralela între porunci și fericiri este, în primul rând, prin felul cum sunt promulgate. Tatăl dă poruncile, Dumnezeu Fiul dă fericirile. Dar cu ce scop au fost date poruncile, dacă e vorba? Ascultă, Israele, poruncile pe care ți le dau astăzi. Gândește-te la ele și împlinește-le ca să fii fericit. Scopul poruncilor este fericirile și împlinirea celor care le păzesc. E o diferență majoră între porunci și fericiri. Poruncile sunt însemnate să conducă la fericire și aduc fericire celui ce le ține, dar ele sunt obligatorii și ori îți plac, ori nu îți plac, ori le crezi, ori nu le crezi, trebuie să le ții. Și în Israel, dacă nu o țineai și depuneai o mărturie mincinoasă, de pildă, călcai o poruncă, caput, te agăsau de cravată la cracă, te spăzurau sau te omorau cu pietre. Erai evlavios sau neevlavios, trebuia să-ți iei poruncile. Vă aduceți aminte când i-a găsit pe unii că strângeau lemne în pădure în ziua sabatului? Știți ce a făcut cu ei? Vă amintiți? I-a chemat la comitet. I-a chemat la comitet, i-a muștrulit și i-a pus pe ultima bancă. Nu i-a pus că erau ocupate toate locurile. I-a omorât, mai frați și surori. Aia nu era că tu crezi că ai nevoie de odihnă sau n-ai nevoie de odihnă. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Că aveai chef să o sfințești, că n-aveai chef să o sfințești, dacă nu te comportai, behave accordingly, te executau. Vă amintiți și pe vremea lui Nehemia, că veneau ăia să facă comerț în ziua sabatului. Și ce Nehemia le-a spus? Băi, nu mai veniți, am închis porțile Ierusalimului. Și dacă nu s-au liniștit, au primit ce nu n-au așteptat. Pe vremea reginei Victoria în Anglia, dacă nu mergeai la biserică, nu conta ce erai. Dacă nu mergeai la biserică, te amenda guvernul, te amenda poliția. Măi, fraților, noi am fi așa de amendați. De numai am primit mai multe amenzi decât tichete de parcare.
Dar era obligație. Legea e lege, noi, tocmeală. Fericirile nu sunt porunci, în sensul, nu sunt porunci, adică impuse din exterior. Fericirile izvorăsc din lăuntru. Ele sunt lucrarea Duhului Sfânt în viața celui născut din nou. De aceea au caracterul acesta voluntar și exuberant chiar. Cuvintele care noi le avem în Evanghelie și chiar și în engleză, în engleză e un pic mai bine, că blessed e un pic mai aproape de cuvântul original decât happy. Că happy, toată lumea e happy. Acum 5-6 zile stăteau toți să facă infarct că au căzut stocurile la bursă 500, 600, 800 de puncte. Ca norocul că au urcat 1000 iară și n-au murit chiar toți, că altfel era prăpădă în America. Dacă vrei să mergi undeva și te uiți că e vreme bună, te uiți pe telefon, ești happy. Se schimbă prognoza, ești unhappy. Cuvântul este blessed, binecuvânt, fericirile sunt binecuvântări. Poate că ați citit, sigur că ați văzut, cuvântul care e consacrat este, noi am zis în românii, beatitudine. E și în engleză la fel, numai se pronunță un pic diferit. Ei, aceste binecuvântări sau fericiri descriu o stare de spirit care nu depinde de factori exteriori. Ori de ce natură ar fi ei. Poate să ningă sau poate să ploaie. Poate să fie bursa în sus sau în jos. Poate să-ți meargă bine la serviciu sau să ai un șef care te capicamărul te omoară și te rupe și tu ești fericit. Dacă ești binecuvântat. De multe ori fericirea mea și a ta depinde de factorii exteriori. Dacă nevasta spune, dragul, Levi, ești scump, ești, nici un sos nu e ca tine în biserică. Te simți happy, nu? Dacă zice, tu nu mă duci la, I don't know, Marele Canion. Numai noi suntem tot acasă. Uite-te la ăla așa, că am mers în Florida sau în Cancun. Tu nu vrei să ieși nicăieri. Gata fericirea, nu? Binecuvântările acestea 10 descriu stări sufletești lăuntrice care nu depind de circumstanțele exterioare. Bunicul meu, Vasile Marian, a fost dus de jandarmi din Brebi până la Cluj, 20 de kilometri. Și au fost predați așa din centrul de comună în centrul de comună, de la jandarmerie la jandarmerie, numai el singur. Când au ajuns acolo, au fost sute și sute, poate chiar mii, de pocăiți, baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, din multe sate din Ardeal. I-a băgat în pușcărie, dar nici nu mai era loc să mai umple. Când s-au văzut acolo, era începutul mișcării evanghelice în România. La noi în sat erau puțin pocăiți. În altul 3, în altul 5, 10, erau minorități absolute. Când s-au văzut dintr-o dată cu sutele, au uitat că-s la pușcărie. Au început să se bucure. Au fost așa de fericiți și au început să cânte, măi oameni, ca Pavel și Sila. Dar nu erau doi, erau sute. Au venit gardienii să-i oprească. Dar erau așa de mulți, că era și curtea plină și ăștia acum cântau de numai. A venit prefectul Clujului și a zis, dacă nu terminați, că se auzea în afară, pe străzi cum cântau, nu vă mai dau drum acasă, veți rămâne aici mult și bine. Știți ce au strigat oamenii? Dar nici nu vrem să mergem acasă, că ne place așa de mult. Că avem așa bucurie, cum mergeau acasă la biserică, erau 7.
2, 3, care era de 20, 30 biserică, era mare. Și acum dintr-o dată erau sute. Na, cam asta-i cuvântul fericit sau binecuvântat din fericire. Poți să fii la închisoare. Pavel și Sila erau cu picioarele în butuci, cu mâinile în cătușe. Am predicat odată în Maramureș despre Pavel și Sila, cum se rugau, cântau, se rugau și cântau cântări noapte. Și am pus o întrebare retorică adunării. Ce ați fi făcut, fraților? Ce am fi făcut noi, dacă eram noi acolo? Bătuți, chigiuiți, un copil din sat care venise și el prin clasa 8-a, venise și el la pocăiți, era prin prima bancă. L-am mișcat predica, mi-am dat seama că a ascultat și când am pus întrebarea asta, el nu și-a mai răspuns retoric, așa, lăuntric. El când am pus, ce ai fi zis tu dacă erai în locul lui Pavel, așa? Și copilul a zis, eu așa i-aș fi suduit de noma! Păi, na, nu i-am fi suduit, i-am fi blagoscovit, dar nici fericit stare n-am fi fost. Pentru că fericirea noastră ar fi fost imediat anihilată de butuci, de cătușe. Păi nu vedeți, să nu mă un pic ne supără unul ceva. Și ca să nu zic de alții, zic de mine. De exemplu, nu, ții o predică, te silești, te pregătești, te citești, te rogi, tot. Crezi că ai făcut un good job. Și la urmă vezi că frații, ba, mai primești și câte un feedback din ăla, că măi, dacă tăceai, filozof, rămâneai. Și gata, te se duce fericirea. Dacă fericirea noastră depinde de aprobarea sau de factori externi. Binecuvântările astea de care e vorba descriu stări sufletești, lăuntrice, care nu depind de factorii exteriori. De aia martirii erau puși să fie arși pe rug și puteau să laude pe Domnul să cânte. Dar erau fericiți. Nu e o fericire din asta după care aleargă lumea. Gândiți-vă acum, guvernatorul nostru, Mario Cuomo, zice că o să se rezolve toate problemele în New York. Metrourile o să fie canzghibir. Nu o să mai fie șobolan pe metrouri. Nu o să mai fie gunoaie pe linie. Nu o să întârzie metroul. Și așa mai departe. Știți cum? Că o să aprobăm să fie marijuana legal. Toată lumea o să fie fericit. Guvernul să ia taxe și o să vedem noi cum o fi, că e clar că marijuana, printre altele, și tâmpește. Reduce IQ-ul și așa mai departe. Dar nu-i vorba aici de fericirea care o are ăla, că bea nu știu câte pare de vin și după aia îi se pare că ce fericit a fost și toată noaptea de Revelion bea și după aia mănâncă două borcane de castraveți pentru ianuarie să se dreagă de atâta fericire. Aceste binecuvântări au de-a face cu stări lăuntrice, care nu depind de factori exteriori. Am fost la o ordinare cu mulți ani în urmă, cel puțin 15, dacă nu chiar și 20 de ani, în San Antonio. La fratele Gug era păstor și a ordinat trei frați diaconi. Un frate care slujea în cor și cânta bine, era un solist extraordinar de bun cântăreț, și-a pregătit o cântare. Și am pregătit-o cu vreo săptămână înainte, așa cum se pregătesc cei care cântăresc, nu din ăștia ca mine, că eu cânt așa ad hoc, cu voi. Eu și cu corul mai cânt, când se aude ceva fals, să știți de că vine de la învon. Frații mei, vinerea, dinaintea de ordinare, weekendul dinainte, a primit ceea ce se cheamă pink slip. Că nu mai are servici, nu numai el, 10% din companie. Chiar înainte de sărbătoarea bisericii. Omul ăsta a cântat cântarea cu care s-a pregătit. Atât de frumos a cântat-o. N-au zis nimic, păstorul, fratele Guga a spus. Nici nu știa biserica că el e fără servici. Dar a cântat-o așa cu o inimă și cu un suflet. Și așa cu o bucurie. Deși poate că a durat o săptămână, o lună, două, trei, până când și-a găsi iar serviciu. Bucuria asta de care e vorba, binecuvântările de aici nu depind de servici, nu depind nici de contul din bancă,
nu depind nici de cât e frigiderul de plin sau de neplin. Sunt stări sufletești. Sunt trăiri care numai Duhul lui Dumnezeu le poate da. Ați trecut peste ele, s-a trecut peste ele, n-am să trec eu peste 12, că vreau să vă fac fericiți. Inclusiv pentru faptul că plecăm la timp sau un pic mai devreme, ca apoi și voi să ne faceți pe noi fericiți la rândul nostru, că se începe la 5, pont! Dar sunt câteva care aș vrea să le subliniez. Fericirile sunt mult citate și de oameni din lume, deci sunt în cultura vestului. Prima fericire, ferice de cei săraci în duh, este siluită pur și simplu, fericirea asta, abuzată în două feluri. De multe ori e citată parțial, trunchiat. Și ați auzit că, lasă frate, ce te regăjești că ai numai $9 la oră, că ferice de cei săraci. Punct. Nu e adevărat. Cuvântul nu spune că ferice de cei săraci, care au numai $9 și că dacă ar vrea săraci să aibă minimum wage, să aibă 15, ce le trebuie? Că trebuie să fie fericiți că săraci, nu? Asta e cu totul greșit. La fel cum se citează și păstor, predicator, și mi s-a întâmplat și mie. Când cităm așa din memorie, după ureche, banii sunt rădăcina, s-o credeți voi, nu e adevărat. Banii sunt extrem de buni, plătești curentul cu ei, renovezi biserica, ajungi săracii, iubirea de bani. Alt caz, cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Așa spune Scriptura, Pavel, s-o credeți voi. Nu spune așa, știți cum spune? Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Nu cine nu poate, că e handicapat, că e olou, că e neputincios, nu, nu. Ei, prima fericire e trunchiată odată, fericirea cei săraci. Apoi zice, și am auzit eu la noi, la baptiști, cum e chinuită, zice, lasă-mă, frate, pune mintea cu el. Nu știi că și Biblia zice, ferice de cei săraci cu Duhul. Biblia nu zice așa. Expresia, ferice săraci cu Duhul, este o expresie figurativă, peiorativă, de fapt, adică figurativă în sensul de a pune jos. E un fel eufemistic, dacă vrei, elegant, de a spune că cineva e prost sau idiot sau, în cel mai caz, naiv. Că noi avem felul nostru. Ce zici de fratele? Mă, lasă-mă că e aici, e inocent. Dar inocent e un cuvânt bun. Dar tu când zici că ăla e inocent, de fapt zici că n-are habar de nimic. Fericirea asta este săraci în duh. Ei, ce înseamnă? Că nu e atâta filozofie că se face. A fi sărac în duh înseamnă a fi smerit, a fi umilit, a fi modest. Cum zice Apostolul Pavel, prin harul care mi s-a dat, eu spun ca niciunul dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci fiecare să aibă simțiri cumpătate față de sine. Și când zici, eu sunt mai smerit ca toți din biserică, sunt smerit și mă mândresc cu asta, nu ești sărac în duh, poate că ești sărac cu Duhul, dacă zici așa. Sărăcia în duh este smerenie, dar nu e o smerenie că vin eu cu vestonul meu mai vechi ca și al vostru și după aia vă bag pe toți în iad că voi v-ați cumpărat vestoane noi. Nu. S-a întâlnit Socrate cu Antistene odată și Antistene avea o robă veche și soioasă și cu găuri așa, cum au copiii tinerii, băieții, fetele noastre, blugi ăștia noi, știi, cu ventilație. Și el credea că din cauza că are hainele rupte, așa că sufla vântul, că na. El e smerit. Și Socrate, știi ce i-a zis? Antistene, ți se vede mândria prin petecele robei tale. Te uiți la tineri ăștia, li se vede mândria prin găurile de la blugi. Că eu, dacă îmi dădea 100 de lei, nu mă duceam cu pantalonul rupt, o rugam pe mama să-l cârpească dacă s-ar putea să nu se vadă. Da, am ajuns să fim moderni. Dar știți că
Fericirea asta a celor săraci în duh, nu e vorba numai de cineva care se vede pe sine corect și cu trebuie și nu îi se umflă. Este exact opozit la ceea ce înseamnă plin de sine. Știți că unii oameni, tocmai că sunt așa de plini de sine și de a nu-s mântuiți, că ei nu vor să primească mântuirea lui Dumnezeu ca dar. Ei spun, eu n-am nevoie de milă. Eu vreau să îmi câștig mântuirea, ori prin fapte, ori să o cumpăr, ori să dau danii și tu n-ai cum. Dacă nu te smerești, nu ești sărac în duh și să zici, Doamne, îmi dau seama că numai mila și îndurarea ta mă poate ierta și mântui, ești pierdut și mergi în iad cât de stoic și de moral ai fi. Asta este sărăcia în duh. Am insistat la aceasta, probabil că s-a spus, sunt sigur că s-a spus, dar este multă neînțelegere aici. Ferice de cei ce plâng. N-ați plâns niciodată de ciudă? O, ba da! Eram în liceu. Când jucam fotbal, nu? Și pierdea echipa noastră, nu plângeam? Eu și acum știu că voi plângeți când Messi pierde și ratează. Ah! Măi, cum arata Messi! Și nu sunteți fericiți, nu? Am aminte, m-am uitat și eu, acum vreo câțiva ani, la un meci de fotbal. Mă ușor din ani, la 4-5 ani, m-am mai ușor la vreo 2-3 meciuri, mă mărturisesc. La finală, la semifinală. Și că i-au bătut nemții pe brazilieni, așa, ca hitleriști, rușinos. Am zis, toată Brazilia suferă. Dacă fericirea ta depinde de câte goluri, de cine câștigă, de bursă, n-ai să fii fericit niciodată. Dacă în fericirea ta e că ești un copil al lui Dumnezeu, că ești iertat, că ești mântuit, ce vin odată apostolii? Hai că închei, fiți fericiți că închei. Doamne, we are so happy, duhurile ne sunt supuse. Na, e something big, nu? Și Domnul Iisus ce zice? Nu vă bucurați și nu vă veseliți de asta. De ce zic eu să vă bucurați voi? Numele voastre sunt scrise în cartea vieții, frate și soră. Numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Mi-aduc aminte când am avut un director care odată, așa în cerc de toți profesori, a zis că Mr. Marian is the top teacher. Păi nu vă știți ce fericit am fost, măi? Atât am fost de fericit de m-au strâns pantofii. Ei, peste câțiva ani a venit altul care for whatever reason, maybe just because I'm black, cum se zice, he picked on me, m-a cam prigonit, nu pentru credință. Poate că am fost și eu un pic, am ascuțit la... Că na, ești tap. Măi, s-a dus toată fericirea. N-am mai fost fericit. Spunea un coleg, așa greu intru în building-ul ăsta. Zice, când ajung cu mașina, mai stau 20 minute în parcare, că nu vreau să intru. Și i-am zis, știi ceva? Me too. Știi, the me too movement. Că dacă fericirea mea și a ta depinde dacă am loc în metrou sau în autobuz, dacă am primit sau n-am primit whatever bonus sau mărire, sau... Astea sunt the happy thing. Aceste binecuvântări nu le poate avea nimeni dintre aceia care sunt copii al lui Dumnezeu. Ele depinde de relația noastră cu Dumnezeu. Vă mai spun o fericire, ai găsit cântarea, da? Una scurtă ca să ne încadrăm cu timpul, să fim fericiți. Așa. Vlahuță spunea despre fericire ca să facem și aplicația. Am făcut observație, am făcut interpretare, exegeze, să facem și aplicație. Fericirea adevărată nu are și nu poate să o aibă decât acela care o dă. Iar ca să o dai, n-ai nevoie să o ai. Dar pentru ca să o ai, trebuie să începi prin a o da. Numai oamenii care binecuvintează pe alții și îi fac pe alții fericiți și răspândesc aceste daruri dumnezeiești, sunt cu adevărat.
singură strofă din cântarea de la numărul 340, cântarele Evangheliei 340, strofa a treia, părăsind măriri în ceruri, El, stăpânul tuturor, a venit în lumea noastră chiar în chip de muritor. 340, cântarele Evangheliei. Să cântăm ridicat, frații. Fratele Adrian Lazar ne conduce în rugăciune de mulțumire. Ferice de voi care ați fost la biserică duminică dimineața și ferice de voi care o să veniți după amiază. Domnul să vă binecuvinteze!